ordonanța 21 din 2016 de modificare a statutului polițistului. După cum am mai spus, această ordonanță a fost emisă de guvernul tehnocrat în cursul anului trecut, în urma unei înțelegeri cu sindicatele polițiștilor. Acest articol, coroborat cu prevederile legii pensiilor militare, oferă posibilitatea încetării raporturilor de serviciu cu drept la pensie în caz de reorganizare sau pentru nevoile Ministerului. Vă informez că am propus amendarea acestui articol în cadrul dezbaterilor pe care le avem în prezent cu sindicatele pentru modificarea statutului polițistului. Eu vreau acest lucru. Sper să am de partea mea și înțelepciunea sindicatelor în acest demers. Pensionările din ultima perioadă au avut drept cadru legal două acte normative. Legea 223 privind pensiile militare, lege votată în Parlament aproape în unanimitate, 289 de voturi pentru, un vot împotrivă și 13 abțineri, și statutul polițistului modificat de guvernul Cioloș în sensul în care permite pensionarea în anumite situații chiar și la vârste de 45 de ani. Extrapolarea unor situații punctuale în care persoane cu statut de pensionare al Ministerului au fost încadrate în funcții de consilier la cabinetul Ministrului de Interne au conturat o opinie falsă că miile de angajați din Minister, nu care au ieșit la pensie, se întorc în instituție beneficiind de pensie și salarii. Doamnelor și domnilor parlamentari, nu există astăzi în România o lege care să interzică cumulul pensie-salariu sau care să interzică unui pensionar să se reangajeze într-o instituție publică. Ar fi fost un abuz din partea mea să nu aprob o solicitare de încetare a raporturilor de serviciu bazată pe un temei legal. Deci, nu va exista situația cumulului pensie-salariu. Sunt câteva situații în care un pensionar se poate reîncadra în minister, beneficiind de posibilitatea de a acumula pensia cu salariul respectiv. Este încadrat pe o funcție la cabinetul demnitarului, conform ordonanței de urgență a Guvernului 32 din 1998, privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală. Dacă este numit ca demnitar, secretar de stat sau ministru, sau în cazul în care câștigă un concurs pentru ocuparea unui post de funcționar public sau funcționar contractual. Nu am adus în cabinetul meu oameni politici, nu am adus rude, nu am adus prieteni sau oameni de pe stradă care să nu aibă nicio legătură cu acest minister. Cu excepția domnului Raed Arafat, toți ceilalți secretari de stat ai ministerului sunt ofițeri din cadrul ministerului. La fel subsecretarii de stat, secretarul general sau ajunții acestuia. Nimeni nu a venit din afara acestei instituții. S-a discutat foarte mult în această vară de situația fostului secretar de stat Cornel Ciocoiu, care timp de o lună a acumulat pensia cu salariu. În cazul acesta, nu ne referim la o încadrare în minister, ci la o numire într-o funcție de demnitar și de aceea această situație trebuie tratată distinct de cea a unui consilier.